Ați mai văzut poate această prezentare a proiectului, pentru că este la un anumit nivel aproximativ, are anumite module la fel ca în partea de mentorat, doar că nu are, de exemplu, construire de site-uri, reclame și așa mai departe, ceea ce avem în partea de mentorat, pentru că nu le-ați putea înțelege și acolo avem oameni care se ocupă de partea asta, inclusiv eu pe partea asta de mentorat, dar cum v-am zis, programul de mentorat nu mai este susținut în această formă, așa că acesta este programul pe care voi îl puteți face singur. Ce face acest program pentru voi? În primul rând, ce facem este că lucrăm un pic la tine și ne uităm un pic la tine și ne gândim în felul următor. Măi, de ce faci în momentul acesta o afacere de cofetărie și ce îți dorești să obții? Asta e o întrebare pe care știu că poate părea banală această întrebare, dar vă spun foarte clar că foarte mulți dintre noi, sau cel puțin dintre cei care i-am cunoscut eu, și eu inclusiv, nu mi-am adresat această întrebare la început, ci am mers pe premiza, hai să văd cum merge și dacă o merge, mai văd eu de acolo. Ei, și dacă nu-ți adresezi această întrebare de la început, da? E foarte greu să îți creezi niște obiective clare în businessul tău. Și asta este efectiv, gândiți-vă un pic, mă, de ce faceți asta în afacerea voastră? De ce vreți să faceți această afacere și ce înseamnă pentru voi această afacere? Pentru că dacă stăm să ne gândim un pic, dacă eu vreau o afacere de cofetărie, ce înseamnă pentru mine, pentru stilul meu de viață? Dacă am doi copii, da? În cazul meu vorbesc. Ce înseamnă pentru mine să fac asta și cum voi avea atât viață de familie, cât și afacerea respectivă. Dacă din nou eu vreau, de exemplu, să am o viață de familie împlinită și am nevoie de mai mult timp pentru copilul meu, atunci din start va trebui să gândesc afacerea total diferit, ca eu să pot să o cresc cât mai repede, pentru că dacă rămân blocată, cum zic unii, îmi zic, și așa gândeam și eu, ce să mai zic la început, eram, după 3-5 ani de zile o să văd eu dacă funcționează afacerea asta, dacă o să meargă bine. Ei, lucrurile nu stau așa și pot să nu stea chiar deloc așa, ci chiar poți să construiești un sistem chiar de la început, dacă știi cum să faci lucrul ăsta, pentru că, de exemplu, mă uit la mine, da? Businessul de cofetărie, da? Pe partea de producție. Am intrat apoi în partea de online. 2 ani de zile am fost pe partea asta de mentorat de afaceri de cofetărie și acum fac această schimbare de nișă, dar merge mult mai ușor acum pentru că știu lucrurile. Am dezvoltat multe abilități și la tine e la fel, da? Dezvolți aceste abilități și le poți pune în aplicare de fiecare dată, da? Acum, scrieți-mi în comentarii, da? De ce faci tu businessul acesta pe care îl faci? Și ce îți doresc să obții cu ajutorul acestui business? Eu, când am început acest business de cofetărie în 2015, luam 12 lire pe kilogram. Acest preț îl luasem, cum am făcut eu prețul. Hai să vă explic cum am făcut prețul și poate vă mai recunoașteți dintre voi care ați făcut așa. Ce am făcut? M-am uitat un pic în stânga, m-am uitat un pic în dreapta, am făcut pe o foaie de hârtie câteva calcule așa din pix și am zis să, știi, cam atât având ceilalți, așa o să vând și eu, pentru că altfel nu am nicio șansă pe piață dacă nu fac treaba asta. Și ce făceam atunci era că făceam efectiv niște prăjituri basic, vă spun foarte clar, pentru că nu știam foarte multe atunci în cofetărie. Am început cu 12 lire pe kilogram. A fost o muncă foarte grea, vă spun foarte drept, adică comenzile veneau la mine, chiar aveam foarte multe comenzi în momentul respectiv, lucram foarte multe prăjituri de casă, torturi dintre astea tradiționale, da? Doar că după vreun an și ceva, când nu mai puteam și rămăsesem însărcinată deja și cu al doilea, 2 ani și ceva, de fapt, nu un an și ceva, 2 ani și un pic, rămăsesem însărcinată cu cel de-al doilea copil al meu, nu mai puteam și nu mai puteam să lucrez volumul acela de muncă, da? Și când am tras un pic linie și am văzut care erau cifrele și ce arătau cifrele, mi-am dat seama că nu câștigam nici cât un salariu la McDonald's de spălări care se spele podelele pe jos, da? Și atunci mi-am zis că nu merită să fac chestia respectivă decât dacă fac afacerea asta, afacere, nu doar să-mi creez un loc de muncă cu un șef, adică eu, care mă muncește de dimineață până seara și mai sunt și prost plătită, da? Și atunci am început să investesc efectiv în primele mele cursuri de afaceri și am început să învăț treptat, treptat cum să fac un business din asta și am ajuns să vând la 60 de lire pe kilogram tort în 2023. Da? Iar în 2023 am încasat în anul acela peste 129.000 de euro, efectiv din businessul meu. De ce s-a întâmplat chestia asta și cum s-a întâmplat? Este efectiv pentru că mi-am dat seama că degeaba știu să fac produse de cofetărie, degeaba investesc în cursuri de cofetărie, dacă nu știu să fac o afacere și dacă nu am nicio cunoștință în acest domeniu. E zero, efectiv zero barat, adică mai degrabă aș fi luat-o invers, să înțeleg dacă vreau să fac o afacere,
Dar e nevoie și de această pasiune. Adică, dacă nu aș fi făcut, de exemplu, să văd dacă îmi place, clar n-aș fi încercat-o. Hai să vă arăt așa un pic cum am lucrat eu în primul an de activitate, da? De exemplu, astea sunt torturile pe care fix în primul an de zile le-am făcut. În câteva luni de zile deja făceam torturi mai faine și începusem cu pastă de zahăr, să mă joc cu tot felul de chestii. Dar cu mogâldeata asta mică care o vedeți aici, fix așa lucram cu ea într-un sling. O țineam de cele mai multe ori ori în față, ori în spate, da? Ca să pot să lucrez cu ea. Și cam așa a fost toată activitatea mea în ceea ce ține partea asta de producție. Apoi, bineînțeles, a venit și mândrul numărul 2 și cu el chiar nici nu am poze, pentru că a fost așa aglomerată perioada respectivă, încât nici măcar nu am poze cu cel de-al doilea copil, în care tot la fel îl țineam. Apoi, m-am specializat pe partea asta de torturi entremet, după cum vedeți. Făceam în același timp atunci chiar și torturi clasice, dar foarte puțin, doar pentru clienții mei fideli. Dar eu ce am observat pe piață în momentul în care am intrat pe partea asta de afacere, am înțeles că dacă înțeleg nevoile, durerile, problemele clienților ideali, pot să fac o afacere profitabilă. Altfel nu am nicio șansă. Dacă nu înțeleg care este misiunea mea, de ce am creat această afacere și mă leg de aici de un comentariu pe care îl văd, vreau să fac, am pasiune, dorința de a învăța lucruri noi, flexibilitate și independență. Bun, e foarte fain ce ai spus, doar că nimic nu se rezumă la bani și nimic nu se rezumă la o misiune cu ce ai ajuns tu pe comunitatea ta. Și e normal la început lucrul ăsta, pentru că majoritatea dintre noi ne gândim la cum ne ajută pe noi afacerea, dar nu ne gândim obiectiv, să ne dăm un pic în spate și să ne uităm. Măi, dacă eu mi-așez, de exemplu, cum mi-am așezat eu prețul la 12 lire pe kilogram, păi cum să am eu flexibilitate? Care flexibilitate? Despre care flexibilitate vorbim? Nu am nicio flexibilitate, că sunt prinsă toată ziua acolo în muncă, da? Independență? Și să mai discut de independență? Bănesc că te referi la independență financiară. Păi ca să pot ajung la independență financiară, a trebuit din start să-mi gândesc produsele și să le targetez pe niște clienți ideali, ca eu să pot să aduc valoare în viața lor. Pentru că dacă n-am făcut asta, eu nu am cum să ajung la independența aceea financiară, ci va dura foarte mult. Iar aici o foarte mare greșeală a business-urilor mici, pe care și eu am făcut-o la rândul meu, este în felul următor. Avem impresia că dacă vindem cu prețuri mici la început, o să putem să aducem cât mai mulți clienți și în felul ăsta vom crește. Este fix invers lucru. Tu e nevoie la început de drum să te specializezi pe ceva, să rezolvi o anumită nevoie de piață și să taxezi cât mai mult ca să crească afacerea ta, pentru că altfel nu ai cum să crești niciodată în piața asta. Și atunci de asta e foarte important ca fiecare dintre voi, și de asta cineva zicea mai devreme, acel client ideal, provocările, problemele, emoțiile lui sunt cele mai importante, sunt mult mai importante decât, de exemplu, câți ani are sau unde stă el. Și alea sunt importante, pentru că dacă tu ești într-o rază, dar, de exemplu, dacă eu știu care e durerea lui principală și eu pot să-l ajut cu ea, păi afacerea mea nu poate decât să prospere din asta, pentru că ajut o nevoie pe piață. Dacă eu mă gândesc la flexibilitate și vând cu prețuri mici sau minime pe piață, nu am cum să obțin această flexibilitate, pentru că cifrele, în momentul când pui pe cifre, pentru că de acolo iei deciziile în businessul tău, o să vezi că prognoza arată destul de rău. Da? Ei, întorcându-mă la torturile întremet, da, cu ele am început să urc pe piață, iar nevoia pe care eu am regăsit-o pe piață era că în UK, de exemplu, toată lumea mânca partea asta de produse de cofetărie, cum îi ziceau ei românii, ziceau, da, pâine cu gem mâncăm în UK, și nu aveau produse deosebite, da? Deci nu aveau genul ăsta de produse deosebite și vedeam foarte multe mirese care îmi spuneau, Roxana, noi vrem torturi non-conformiste, vrem culori foarte stridente, da? Vrem culori tari, vrem ca formele să fie diferite și în același timp la evenimente ne dorim pe cineva care să organizeze cap-coada acel eveniment. Și atunci am regăsit această nevoie pe piață și bineînțeles că văzând această nevoie în piața mea, am putut să o servesc pe piață și atunci pachetele mele au început de la 1500 de lire în sus, pachete pentru evenimente, da? Și atunci gândește-te un pic, dacă eu vindeam pachete de evenimente de la 1500 de euro, gândește-te câte aveam nevoie ca eu să-mi acopăr ceea ce aveam de acoperit și să fac suma pe care mi-o doream, da? Acum, mergând mai departe în toată partea asta, da? Noi avem oameni cu care lucrăm și oameni care au trecut prin acest program pe care o să ți-l arăt și ție în seara asta.
Da? Și am început, cum ziceam, acum 2 ani de zile, eu am început cu partea de torturi întremeți, da? Și avem și partea asta de programe de torturi întremeți, dar Violeta Eremie, astăzi vorbim doar de partea de curs, de program de afaceri, adică, de exemplu, sunt oamenii care au intrat către noi în aceste programe și uite-te un pic care sunt efectiv cifrele. Ea a intrat, nu mai știu, undeva la sfârșitul noiembrie sau ceva, începutul noiembrie sau sfârșitul noiembrie, nu mai știu, în programul nostru, da, vezi, avea undeva în medie, pusese noi încasări de 2000 de ron, pentru că ea nu și-a notat niciodată. Asta e o altă mare problemă pe care o avem. Nu ne notăm cifrele și cât am reușit să realizăm. Și apoi a intrat alături de noi, dacă nu știu, nu în noiembrie, cred că în septembrie a intrat, da. A intrat alături de noi și, efectiv, dacă vă uitați un pic cum arată cifrele, a reușit să încaseze peste 8.000 de ron lunar, dar după aceea, după 2 luni de zile alături de noi, efectiv a început să încaseze de 4 ori veniturile ei pe care le-a făcut în acest program. Nu mai spun că în decembrie și de sărbători, cum e Paștele, Crăciunul, făcea peste 19.000-20.000 de ron în condițiile în care ea este o mamă singură cu 5 copii și făcea toate chestiile astea de acasă, da? De ce? Ea e o tipă foarte timidă, poate știți foarte mulți dintre voi, nu știu dacă o cunoașteți, dar efectiv stilul ei de promovare n-a fost unul în care să zicem că a ieșit în mediul online, de care ne e foarte frică majorității dintre noi, să ieșim în mediul online, să facem lucrurile diferite, dar a învățat să aibă atenția foarte mult pe client. A învățat că vânzările nu se întâmplă doar aici, în mediul online. Foarte mulți stăm axați doar pe rețeaua de socializare și pierdem toată ziua aici. Ei, vânzările cele mai mari se întâmplă de obicei în spatele afacerii, dacă știi să-ți menții acești clienți și dacă știi să vorbești cu ei pe nevoile lor. Rita Warga, bănuiesc că majoritatea dintre voi s-ar putea să o cunoașteți, ne-am mai făcut interviuri cu ei, cu ea. Ea este specialistă pe partea asta de produse de cofetărie, adică pe partea asta de turtă dulce. Ea a dorit să lanseze alături de noi un program online. Efectiv a câștigat, a avut încasări undeva la 3 luni de la program încasări de peste 6.300 de euro și de atunci, bineînțeles, ține această parte pentru că ce vă învăț eu, ce am învățat eu în aceste programe este efectiv să înveți baza de cum să faci o afacere și după aceea tu o poți folosi toată viața ta. Este aceeași bază pe care o folosești în tot ceea ce ai nevoie în business-ul tău. La fel Desertopia a început cu noi, Iulia Babău, de exemplu, 23 de ani. Visul ei a fost să deschidă un laborator de cofetărie. Ei sunt în Oradea. Au început alături de noi cu 2 luni, dar 2 sau 3 luni înainte de lansarea proiectului. Și astea sunt, așa ca să zic, cifrele până a ieșit de la noi din program. Știu și acum că merge foarte bine și merge foarte bine businessul ei pentru că efectiv a pus de la început, a înțeles cum se face o afacere de cofetărie și a calculat prețurile și a învățat partea de promovare și o să vedeți un pic și ce mesaje avem de la ei. Lidia Moldovan, la fel, este pe partea de turtă dulce. La fel, ea a lansat alături de noi programele ei de atelierele ei de turtă dulce, cum le zice ea. A avut încasări de peste 4.000 de euro la primele ei, prima ei lansare. Tania Pleșa, de exemplu, Tania Pleșa, când a venit alături de noi, mi-aduc aminte și acum, e o fire destul de timidă și lucra la un job care nu-i plăcea. Și mi-a zis, Roxana, știi ce îmi doresc eu? Îmi doresc măcar să am part-time acest job până ies la sfârșitul acestui program. Pentru că nu mai suport să fiu toată ziua acolo. Și știu că sunt foarte mulți dintre voi care se vor regăsi în asta, pentru că aud de foarte multe ori oameni care îmi zic același lucru. Roxana, vreau să fac business-ul ăsta pentru că m-am săturat la jobul unde sunt. Poate lucrez într-o fabrică în momentul ăsta, poate lucrez la un restaurant, poate lucrez în curățenie pentru bătrâni sau eu știu ce alte joburi. Am avut și asistenți medicali care au vrut să facă o reconversie, da? Și să se îndrepte spre cofetărie pentru că asta era pasiunea lor. Ei, ce vreau să zic este că Tania, poate ați văzut mulți dintre voi și interviurile de pe YouTube pe care le avem, iată, ea a reușit să își creeze un să renunțe la jobul ei, nu de tot, nu complet, nici nu recomand să faceți asta, să vă aruncați deodată așa în asta până să vedeți că afacerea voastră merge, ci efectiv ce a făcut este că a renunțat la jobul ei, de la full-time l-a făcut part-time, ca ea să poată să-și dezvolte și mai mult businessul ei. Și scrie fix ce vedeți acolo, nu mai așteptam să fie vânzările așa de mari într-un timp așa de scurt. Mi-am dorit foarte mult să ajung la sumele pe care le am acum. Mă gândeam că o să dureze ani, dar a durat doar câteva luni de zile. Ea și-a dublat și are chiar luni în care și-a triplat vânzările în acest program.
cum a zis și ea, dacă aplicam chiar tot, nu știu unde ajungeam, pentru că sunt multe de aplicat, mai ales dacă ești la început de drum. Chiar asta discutam săptămânile trecute cu mentorii din program. Sunt atât de multe chestii pe care le aplici, încât când te uiți de fiecare dată la program, mai înveți încă ceva nou și încă ceva nou și așa mai departe. Ioana Diaconescu, la fel, de 11 ani în domeniul cofetăriei, da? 10 ani avea, 11 ani a făcut alături de noi. Își dorea efectiv să aibă propria afacere, dar nu știa cum să facă lucrul acesta. Dacă vă uitați un pic la încasările ei pe 2023, da, puteți vedea foarte clar sumele de acolo, da, și încasările ei pe 2024, da, i-a făcut în tot anul 2023 cât a făcut în 5 luni în 2024 din programul Back into Business. De ce? De exemplu, la ea, lucru cel mai care mi-a atras mie cel mai mult atenția este că făcea produsele nepotrivite pentru spațiul pe care îl avea și atunci, bineînțeles, că nu avea randamentul pentru că ea nu putea să scoată atât de multe produse ca să poată să facă spre vânzare. Da, de exemplu, făcea eclere, ei plăcea foarte mult să facă eclere, așa este, dar putea să facă foarte puține. Și atunci, nevoia afacerii ei ca să poată să crească era să creeze altfel de produse care, într-adevăr, să facă într-un batch mai mare, să facă produse mai multe ca să poată să vândă mai multe și, bineînțeles, să ruleze și să aibă timpul necesar ca să facă chestia asta. Ei, în momentul în care a schimbat chestia asta, bineînțeles că vânzările ei au crescut. Prețurile le-a schimbat și așa mai departe, că nu e om care să nu fi schimbat prețurile în acest program. Florinela Enache, Flori, tu ești aici. Cum a fost în program? Poate ne spuneți în comentarii pentru cei care sunteți în programul Back in Business ce înseamnă pentru voi sau cei care l-ați terminat, că sunteți mulți dintre voi din câte văd aici, da? Flori, la fel. Flori este o fire foarte dezvoltă și îmi place foarte mult de ea pentru că a învățat foarte mult să scrie în acest program, să vorbească pe limba clientului, să se uite mai mult către nevoile și problemele clientului. La fel, puteți vedea un pic care sunt încasările ei și ce a reușit să realizeze în acest program, interviul cu ea, după cum ne spune, bă, Roxana, mi-am dublat vânzările în momentul ăsta. Și ce a mai lucrat la ea a fost partea asta de credințe limitative, pentru că, din ce am observat, asta ne ține foarte mult pe loc. Dacă noi credem că prețul nostru e prea scump, bineînțeles că se va reflecta asta și în ceea ce vede clientul nostru. Acum, mai departe. Câteva din review-urile scrise, și aici aș putea, cred că, să vă vorbesc, cum îi zice, să vă vorbesc multe zile despre asta. După cum vezi, de exemplu, Ana Maria zice, eu de când am început programul mi-am ridicat prețurile și mă bucur că am făcut-o. Am avut o frică pentru asta, crezând că vor pleca și din client. Dar ce să vezi? Acum am mai mulți. Deci fix asta, și de ce am vrut să citesc lucrul ăsta, este că fix aceeași credință o aveți, o au majoritatea dintre fetele care intră la noi în program și după ce cresc prețurile, după ce învață cum să facă lucrul ăsta și observă că, de fapt, nu pleacă, ci deja încep mai mulți clienți. Am avut pe cine? Pe cred că pe Estera, care îmi zicea, Roxana, eu am crescut prețul și nu-mi vine să cred că după ce am crescut prețul și mi-era teamă să-l zic prețul, am primit și bacșiș. Asta mi-au dat și mai mult. Înainte nici asta nu reușeam să fac, știi? Și atunci, ce se întâmplă? Se întâmplă o chestie foarte faină. Gândește-te un pic cum percepi tu un produs în momentul în care este ieftin. Da? Gândește-te că te gândești, poate dacă te duci în supermarket și vezi produsul ăla, s-ar putea să te gândești, mă, de ce are stricat la el dacă e așa de ieftin? Dar oare din ce ingrediente o fi făcut? Și atunci, bineînțeles că produsul tău, dacă nu se axează ca și preț, nu are aceeași valoare care trebuie să fie pentru clientul tău ideal, bineînțeles că clientul nu va cumpăra și nu va valoriza acel produs. De foarte multe ori poate auziți chestia asta care ziceți, păi da ce, e doar făină, ouă, lapte, unt și atâta, ce e așa mare lucru? De ce? Pentru că, în primul rând, voi nu puneți valoare pe produsele voastre, voi nu arătați munca din spate care este efectuată, poate arătați doar produsul principal pe pagină care e gata, făcut și așa mai departe, da? Voi nu știți care sunt valorile firmei voastre și atunci e foarte important întâi să se lucreze la tine, da? Și apoi să poți să lucrezi ca să aduci asta în afacerea ta, pentru că ține din felul în care vin. De exemplu, nu știu câți dintre voi ați făcut un curs de vânzare, da? Dar ăsta este foarte important pentru că afacerea noastră nu crește dacă nu avem vânzări până la urmă. Da? E un aspect foarte, foarte important.
Ana Manolache la fel zice, sesiunea de azi m-a motivat mai mult să-mi înfrâng teama și să-mi urmez obiectivul, să-mi fac viața așa cum mi-o doresc, să renunț să mă învârt în cer și să-mi iau decizii care să mă dezvolte pe mine și pe familia mea. Da? De ce? De foarte multe ori ce mai regăsesc în programe? Regăsesc în felul următor. Amânare, dar sunt mulți care ziceți, păi sunt de ani de zile mă gândesc să fac asta sau de ani de zile. Aia e amânare. Ei, în momentul în care amâni în business-ul tău, creezi o energie negativă. Da? Nu te ajută partea asta și nu poți să crești pentru că tu rămâi tot acolo. Cea mai mare problemă pe care o putem avea în viața noastră este să amânăm să facem lucrurile. Orice decizie ai lua, indiferent că o să te aducă, poate, din punctul tău de vedere, ceva negativ sau pozitiv, e mai bine decât să stai pe loc. Pentru că statul pe loc te învârte pe o spirală în jos. Și tu tot te duci în jos fără să-ți dai seama. Pentru că ce faci? De fapt, crești neîncrederea în tine. Că de ce ajungem foarte mult să nu avem încredere în noi? Da, nu avem noi credere în noi, în produsele noastre și așa mai departe, da? Este pentru că am început să ne învârtim pe o spirală în jos. Dacă te uiți la gândurile tale, ce se întâmplă în mintea ta, o să-ți dai seama că te duci în jos și nu te duci în sus. Dar dacă eu sunt aici într-un moment în care vreau să iau o decizie și mi-e frică să iau acea decizie, da? Dar o iau până la urmă, indiferent că voi da greș sau nu voi da greș, să zicem acolo, tot ai ceva de învățat și tot te-ai mișcat din locul respectiv decât să rămâi acolo. Adică acea energie nu mai este o energie stagnantă. Lasă să vină lucrurile către tine și o să vezi că se întâmplă lucruri pentru tine în momentul în care iei oportunități. Dar problema cea mai mare care există este că noi nu vedem oportunitățile. Pentru că vedem doar așa în față și am fost acolo ani de zile în care nu m-am mișcat din locul în care era, pentru că efectiv nu vedeam. Vedeam că tot ce e în jurul meu e cheltuială, în general. Nu vedeam că e oportunitate. Da? O să mai discutăm despre chestia asta, da? Ei, nu o să stau să vi le citesc pe toate, pentru că v-am zis că ar putea să dureze foarte mult timp până vă citesc toate aceste review-uri. O să le regăsiți foarte multe dintre ele pe paginile noastre de business. Puteți lua legătura cu oamenii cu care noi lucrăm și puteți vedea un pic din experiența lor, da, și așa mai departe, da? Acum, uite, asta e lui Tania. Tania nu prea scria mesaje și cum am și zis. Eu nu am făcut tot ce ne-ai învățat, dar anumite lucruri m-au ajutat foarte mult. De exemplu, pentru comenzile de Crăciun, ne-ai spus să nu mai punem descrierea clasică, da? Prăjituri din ingrediente de calitate și să scriem puțin altfel. Și în acest curs învățăm efectiv cum să facem acest copywriting, cum să scriem texte, cum să ne aducem povestea noastră în față, da? Și ce a făcut? Mi-a fost teamă. Dar am zis că nu pierd nimic dacă încerc. În mai puțin de 2 săptămâni, lista pentru Crăciun s-a umplut și încă primesc aproape zilnic mesaje de la doamne care ar vrea să comande. Am primit feedback-uri foarte bune legate de postare. De ce? Pentru că nu mai vindem. Știți că zilele trecute chiar făcusem un video și v-am dat o înregistrare pe care chiar am avut o sesiune de mentorat cu fetele mele, în care fix făceam această remarcă că pe piață foarte mulți îmi zic când vin către mine, Roxana, vreau să mă promovez. Da? Și ce mă uit pe profile este în felul următor, că este reclamă, reclamă, reclamă. Adică ce facem? Punem doar poza cu tortul și de unde poate să-l cumpere. Da? Cam asta este. Ei, dacă tu faci doar chestia asta pe pagina ta, tu faci doar reclamă, tu nu faci un marketing. Marketingul înseamnă să creezi emoție, să rezolvi probleme, să fii util, să aduci poate și un pic de amuzament oamenilor, pentru că oamenii n-au venit acolo la tine pe pagină doar ca să cumpere. Nu este ca și cum s-ar duce la bancă și știe că trebuie să depună sau să-i scoată niște bani de la bancă. Tu de ce vii, de exemplu, pe rețeaua de socializare? Vii să înveți, vii să te distrezi, vii să găsești niște sfaturi practice, da? Vii să te conectezi cu omul respectiv, pentru că oamenii nu cumpără produsele tale în primul rând. Te cumpără pe tine prima dată. Dacă lui îi place de tine, îi place cum lucrezi, vede că rezonează cu tine, atunci va cumpăra de la tine mai departe. Dar dacă el nu te cunoaște deloc și tu arăți doar vitrina, ca să zic așa, dar partea faină din față și nu arăți deloc nicio emoție, nu spui nimic despre tine, atunci e o problemă pentru că el nu se poate conecta absolut deloc cu tine. Și de asta e foarte important și cred eu cu tărie că până în 2030 nu vor mai fi afaceri care să reziste pe piață dacă nu învață să facă această muncă de online, de a scrie texte, de a face filmulețe pe rețelele de socializare, pentru că efectiv tehnologia a luat-o foarte mult înainte și dacă nu înveți acum, când înveți? Pentru că totul se învață. Uite, Ana, că tot vorbeam de ea, că de asta a fost gluma noastră mai devreme și am văzut că Ana, o știu că ține la părțile astea de glumă, de tehnologie. Mi-aduc aminte că Ana, când a intrat în programul nostru,
A fost jale cu tehnologia. Ca să-mi zică, după 6 luni de program, când i-am luat interviu, zice, mă simt ca un as în tehnologie în momentul ăsta. Zici că sunt wow. Da? De ce? Pentru că orice putem să învățăm, doar că ce nu putem să, ce, de ce nu învățăm este că nu ne dăm voie. Și de multe ori ne simțim, uitați-vă la voi cei care aveți copii și poate aveți copii mai mari. Uitați-vă că ne simțim ca ne simțim prost, da? Ne simțim, băi, noi nu știm, ei știu atât de multe. Și în loc să te simți în felul respectiv, mai bine fii curios. În momentul în care te deschizi cu curiozitate, gândește-te un pic, copilul tău cum învață? Fiind curios. Dacă tu privești lucrurile cu curiozitate, o să vezi că nu ți se mai par greu. Nu mai pare greu toată partea respectivă, dar pare mai ușoară și mai ales după ce vezi un pic, după ce ai trecut de hopul respectiv, o să vezi beneficiile, de exemplu, în tabelele pe care le avem. Mă uitam, în loc să stai să scrii fiecare rețetă de mână, sau avem oameni care au gestiune de contabilitate și când îi întreb care e profitul lor, habar n-au despre ce vorbesc, care e produsul care ți aduce cel mai mult profit. Ce e asta? De unde să știm? Avem 45.000 de produse. În glumesc, nu sunt, dar sunt undeva la 60-100 de obicei au în gestiune, da? Și nu știu care e profitul. De ce se întâmplă chestia asta? Și nu știu de unde pierd bani, că nu, tot, nu rulea, decât rulează banii în afacerea lor. E ok cât de cât, dar nu merge foarte bine, da? Și atunci e super important să înțelegeți că, de exemplu, într-un tabel Excel care are deja, cum avem la noi, formulele completate, tu îți treci ingredientele de acolo ce ai cu cât costă ingredientul respectiv, cât ai folosit pentru rețetă, se calculează automat. Iar gândiți-vă un pic, în ultimii ani au fost schimbări și de 4-5 ori pe an la prețuri și s-au modificat prețurile. Cât dintre voi v-ați pus jos pe foaie de hârtie și ați făcut din nou prețul? Fac pariu că 3 sferturi dintre voi nu ați făcut acest preț. Și ați mai ridicat cât ați mai văzut că ridică alții. Și aici e o problemă mare, pentru că în momentul în care ai pus în acest tabel și el ți-a arătat la zi, tu a doua zi ai putea să schimbi prețurile. Tu a doua zi vezi foarte clar ce nu mai poți să vinzi, poate, dacă nu vrei să le schimbi atunci. Ce nu mai poți să faci? Sau cât ar trebui să faci ca tu să îți, efectiv, să-ți amortizezi investiția pe care tu o ai? Da? Și asta sunt calcule pentru că, de cele mai multe ori, ce facem este că în afaceri luăm decizii emoționale. Da? Gândim și zicem, cred că așa simt că să facem mai bine. Da, dar în afaceri e nevoie foarte, e foarte important să te uiți la cifre. Pentru că emoția, de cele mai multe ori, s-ar putea să strice lucrurile. Da? Avem oameni care, de exemplu, vreau să-și deschidă laboratoare și-au văzut un spațiu, dar ei habar n-aveau să se organizeze acasă. Uite, și în momentul în care au trecut prin programul nostru, ne-au mulțumit la sfârșit și ne-au zis mulțumesc că nu m-ai lăsat să investesc suma aia de bani și întâi am învățat cum se face și acum știu ce vreau și nu mai vreau aia, acum vreau altceva, vreau să fie altfel și așa mai departe, da? Și de asta e super important să pui o bază, așa cum ai învățat să faci niște rețete și ai avut o structură acolo, partea de business este același lucru, da? Bun. Ce provocări aveam în afacere și ce provocări au oamenii în general cu care lucrez, da? Sunt, nu știu să-mi vând, nu știu cu cât să-mi vând produsele, dar ce vorbeam mai devreme, partea asta de prețuri și ce mi-aduce profit. Asta e una din cea mai mari probleme. Și în momentul în care nu știi ce ți-aduce profit, păi, e ca și cum, știi, dacă nu știu ce mi-aduce profit în businessul meu, nici nu știu ce produse să fac, nici nu știu în ce să investesc, nici nu știu ce laborator ar trebui să deschid, nimic nu știu în businessul meu dacă nu știu chestiile astea și nu le calculez. Asta dinainte să-mi deschid businessul. Da, pentru că dacă afacerea mea nu este, de exemplu, provocarea din afacere este că nu știu cu cât vând produsul, la fel se ține legată de cine? De clientul ideal. Pentru că dacă de la început eu nu știu ce nevoie trebuie să-i rezolv clientului, degeaba vreau eu să fac panselute și floricele pe câmpii și nu știu ce brioșe, dacă clientul meu nu asta are nevoie în momentul respectiv. Dacă el are nevoie de alte chestii. Da? Și atunci eu e nevoie să mă specializez de asta foarte mult, care sunt la început de drum, în momentul ăsta, drept să vă zic, aveți o șansă formidabilă, pentru că puteți să plecați cu o bază de la început și nu pierdeți bani. Uite, zilele trecute, apropo de asta, că mi-a venit în minte și să vă zic și vouă, mi-a scris cineva pe Instagram, o tipă, și îmi zice, Roxana, știi, eu am investit odată în afacere, am încercat să-mi deschid un laborator și după aceea a picat totul, pentru că n-am știut ce să fac. Și acum mai strâng bani să mai încerc o dată. De ce? Pentru că nu a știut, efectiv, cum
să fac acel business, ai investit în primul rând, plecăm cu 10, 20, 30 de mii, care este o sumă destul de mică, foarte mică din punctul meu de vedere, pentru că noi calculăm, în general, doar instrumentele de lucru. Spațiul, instrumentele de lucru și atâta. Dar gândiți-vă că voi, cea mai mare sursă pe care ar trebui să o aduceți în business-ul vostru este cum faceți afacerea asta să meargă. Pentru că cine vă mișcă malaxoarele? Cine vă mișcă mixerul dacă voi n-aveți comenzi? Nimeni. Și le îngropați banii aceia acolo. La fel, oameni care au deschis prin fonduri europene și au venit plângând pentru că nu știu ce să facă cu business-ul respectiv. Nu au ce să facă pentru că ei s-au gândit doar la utilaje, la cum au luat banii respectivi, l-au făcut acolo, s-au bazat pe un curs de antreprenoriat care este fix zero barat, nu faci mai nimic la el, cum zicea cineva care a fost la cursul de cofetărie și n-a învățat nimic. Ei, este cam același lucru, da? Sunt făcute ca să fie făcute în proiectul de stat, dar atât, nimic altceva. Și atunci e super important să înțelegi că treaba asta nu ține de altcineva decât de tine, pentru că tu ești singura constantă în afacerea ta, tu poți să schimbi lucrurile acolo. Dar ca să poți să schimbi ceva în business-ul tău, e nevoie să știi ce naiba trebuie să schimbi. Să știu că, ok, dacă nu știu și nu mă împretenesc cu prețurile, dacă, de exemplu, portofelul meu arată și nu știu să-mi gestionez banii în viața mea de familie, cum naiba o să gestionez banii într-o afacere? Pentru că tot ce fac acum se va reflecta în afacerea mea. Dacă eu în momentul ăsta sunt singură acasă și fac produse de cofetărie și n-am un rețetar și nu am o metodă de lucru și nu mă pot organiza cum trebuie și toate sunt peste cap, dacă mai aduc pe cineva, nu o să mă organizez mai bine. Pentru că eu o să duc toate obiceiurile respective și o să le duc și angajatului meu și atunci am nevoie să fac ordine la mine întâi. Ca după aceea totul să se reflecte în business-ul meu. Și am o vorbă care o zic aici și o zic la oamenii cu care lucrez. Și atenție la asta! Afacerea ta nu poate să crească decât până la nivelul la care ești tu. O să mai repet o dată. Afacerea ta nu poate să crească decât până la nivelul la care ești tu. Și acum gândește-te un pic, ce abilități ai nevoie să dezvolți? La ce nivel ești tu în acest moment? Da? Voi, prețul ingredientelor, da? Mult prea mare și multe, de exemplu, nu le găseam. Da? Pentru că ce făceam? Îmi luam cursuri de cofetărie și eu testam rețetele respective, da? Și încercam tot felul de produse să aduc pe piață, pentru că în mintea mea ce era, de fapt? Era o chestie de genul, dacă fac și eu dintre asta, am văzut că merg la fetele respective și să meargă de și la mine. Ei, dacă faci lucrul ăsta, nu zic că nu s-ar putea să meargă, doar că știu că e foarte obositor. E obositor în dragi să faci chestia asta, mai ales dacă n-ai o echipă, n-ai oameni care să te susțină și tot să schimbi tot timpul rețetele și să testezi tot timpul, este foarte obositor și nu ai o constantă în ceea ce faci. Și întotdeauna vei munci să aduci ceva nou, că poate, poate, sper să vină câte cineva la tine. Apoi, competiția era prea mare, da? Mi se părea că ai mei, ceilalți fac mult mai bine decât mine și asta se întâmplă de cele mai multe ori, pentru că, de exemplu, ne uităm la ceilalți și nu ne uităm poate de câți ani au început ceilalți. Poate ce au făcut în spate, poate, nu știu, dacă chiar le merge atât de bine. Pentru că eu de foarte multe ori am întâlnit business-uri care, în exterior, crede-mă că arătau foarte bine. Deci dacă te-ai uitat pe paginile lor pe Facebook, ai fi spus că oamenii aceia făceau bani grei din afacerea lor de cofetărie, dar adevărul era că vineau cu bani de acasă. Și chiar când îmi duceau, eu rămâneam uimită, efectiv, pentru că ceea ce arătau pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe, nu se potrivea deloc cu ceea ce vedeam în afacerea lor în momentul respectiv. Și atunci ce tendem aici și ce învățăm să facem este să nu ne mai comparăm cu ceilalți sau să ne comparăm cu nivelul lor, tot unul, nu nivelul lor, ei sunt la etajul 10 și noi suntem abia acum începem. Ci mai bine să te compari cu tine, da? Să te uiți ce fac oamenii în stânga și în dreapta, dar compară-te cu tine, pentru că dacă crești cu 1% în fiecare zi, ai șanse mult mai mari să ajungi mai departe decât dacă tu te compari cu cineva care e mult prea sus și simți că nu o să-l atingi niciodată. Șansele mult mai mari este ca tu să renunți la a face lucrurile, să spui că nu merită, să nu mai fii așa optimistă, să nu mai faci lucrurile cu încredere și atunci te demotivezi și nu mai faci lucrurile. Da? Apoi, vânzări fluctuante, da? Nu știu, asta de ce se întâmpla? În general, nu știam ce produse sunt rentabile, da, ce funcționează pentru mine și doi la mână nu știam să mă promovez. Pentru că mă promovam în stilul, am făcut prăjitura, hai să o pun pe internet,
Cine vrea să cumpere prăjitura? Și cam asta era toată prezentarea mea. Și râdeam chiar zilele trecute, cred că cu Ana, dacă vorbisem cu Ana Manolache, care și ea e la început de drum, și zicea, Roxana, păi ok, și cum facem promovarea asta? Adică de Crăciun sau de când începem? Și zic, ok, avem nevoie de 2 luni înainte. 2 luni? Cum să fac treaba asta? Da, 2 luni, dar asta nu înseamnă că tu le spui în fiecare zi oamenilor să cumpere. Și ai anumite metode prin care treci prin această promovare, dar oamenii încep să fie curioși, îi faci curioși, vin către tine, încep să cumpere produsele tale, încep să ți le plătească, poate integral, depinde de afacerea ta, că așa acolo trebuie să ai niște proceduri, niște standarde de lucru și așa mai departe, niște contracte, da? Bun. Ei, asta e foarte important să știu, pentru că eu dacă mă bazez doar pe algoritmul ăsta de la Facebook, da, de la Instagram sau de la ce mă bazez eu, atunci e o problemă pentru businessul meu, pentru că voi avea întotdeauna vânzări fluctuante în businessul meu, pentru că, na, omul n-a fost pe Facebook și nu a văzut să-mi cumpere produsul, dacă eu l-am scos cu zi înainte. Da? Și atunci e nevoie să înveți cum să-mi faci campanii de lansare și campanii care să lucreze pentru tine și afacerea ta. Rețetele, la fel, îmi dădeau bătăi de cap pentru că, de exemplu, de foarte multe ori experimentam rețete, nu mai știam cum a fost făcută una, cum a fost făcută cealaltă, da? Și nu știam cum să-mi iasă de fiecare dată, până când m-am prins că, ok, e nevoie să documentez totul ca să nu mă apuc de la început să fac fiecare rețetă iarăși de la început, dar să pot să-mi notez pe ea ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut și când am timp să revin către ea să știu ce modific la rețeta respectivă, da? Cursurile fizice. Nu e vorba că nu mă ajutau foarte mult, nu mă ajutau la nivelul la care îmi doream eu, de exemplu, în momentul în care am mers la cursuri fizice și spun și de ce, pentru că e foarte faină experiența, recomand tuturor să meargă la un curs fizic, dar nu înseamnă că de acolo am prins cea mai multă experiență. De ce? Pentru că, de exemplu, erau în general masterclass-uri de 2-3 zile, trebuia să stau foarte mult în picioare, vedeam foarte multă informație în același timp. Da? Și nu mai rețineam când ajungeam acasă mare lucru și apoi veneam și luam de la capăt și nu știam cum să le fac singură. Și atunci, de exemplu, pe mine m-a ajutat mult mai mult programe care să mă ia pas cu pas și să mă lase să integrez toată acea informație, să pot să mai pun o întrebare, să pot să mai întreb o chestie, să pot să văd, să mai testez o nebunie, poate n-am ingredientele respective și așa mai departe, știi? Și asta pe mine m-a ajutat mai mult și, într-adevăr, partea de cursuri fizice m-a ajutat mult la modul să fac conexiuni cu oamenii, da? M-a ajutat foarte mult să văd anumite chestii care poate e nevoie să le fi văzut acolo, să văd cum se organizează lumea într-un masterclass de genul ăsta și așa mai departe. Alea au fost punctele pe care eu pot să zic că am luat câte ceva. Apoi, îmi era frică să mă promovez și asta este, cred că 99,9% din oameni le e teamă să se promoveze pentru că din studii, din ce am văzut, cea mai mare frică a noastră este frica de a ne face de râs, da, de a vorbi în public. Și atunci majoritatea dintre noi avem această teamă constantă de mediul online. Mie mi-a luat aproximativ 2 ani de zile, cred că, ca să ies în mediul online la modul ăsta, pentru că m-am tot amăgit că funcționa afacerea mea și am zis că ce-mi trebuie chiar așa de mult să ies în mediul online. Doar că ce s-a întâmplat este că în momentul în care eu am ieșit în mediul online, vânzările mele au crescut cu 70%. Da? Și acum, nu te gândi că deodată am ieșit astăzi cu un clip și mi-au explodat vânzările. Nu s-a întâmplat așa, Doamne, ajută să se întâmple la tine. La mine nu s-a întâmplat așa, ci s-a întâmplat după 3-4 luni de zile în care vânzările au început să crească foarte mult în business-ul meu și după aceea să se rostogolească bulgările pentru abilitățile pe care le-am construit până atunci. Și atunci, ce vreau să înțelegi cu chestia asta este că partea de online, este frica asta de online, este efectiv o abilitate, dar nu este nimic mai mult. Da? Eu, de felul meu, sunt o persoană timidă, așa că să mi s-a zis mereu că Roxana e timidă, nu vorbește cu oameni și așa mai departe, că acum să pot să vorbesc cu sute de oameni prin intermediul tehnologiei. Și cred că tehnologia te ajută extraordinar de mult pentru că nu vezi oamenii respectivi. În primul rând, eu acum mă uit la o cameră, da? Nu știu, mă uit aici, dacă mă uit la cât număr, da, hai să zicem că poate mă iau palpitațiile, ca să zic așa, da? Dar mă uit la o cameră și vorbesc cu voi într-o cameră în momentul ăsta și e o practică pe care o faci. Ți este mult mai ușor, că de exemplu dacă cineva te invită să îți promovezi afacerea undeva, într-un spațiu deschis, într-un spațiu fizic, fac pariu că dacă nu ai această abilitate dezvoltată, o să refuzi de teamă să, na, nu dai greș și că ți-e frică să vorbești în public și așa mai departe. Și atunci eu consider acum
că tehnologia este cel mai mare avantaj pentru că este ca și cum ai avea o scenă pe care tu să poți să practici această abilitate. Și indiferent că oamenii vor râde la tine de început, vor, nu știu, nu le va plăcea videourile, apropiații nu te vor susține, să știi că lucrurile astea nu chiar contează, ci contează foarte mult motivația ta intrinsecă. Și revenim la prima întrebare pe care o ziceam la început, de ce faci tu această afacere? Pentru că dacă pentru tine este foarte clar și ai un motiv care te împinge mai departe, nu o să te lași, așa cum nici eu nu m-am lăsat, și continui să-mi văd misiunea mea în viață de a ajuta femeile să aibă mai multă încredere în ele și să-și facă o viață pe care și-o dorești, o afacere pe care și-o doresc, dar fără să se simtă copleșite. Dar asta e misiunea mea și asta simt că vreau să fac în viața asta și văd că am adus prin programele mele. Și atunci, dacă misiunea ta este foarte conectată cu tine, nu te vei lăsa, chiar dacă ceilalți nu te vor susține, chiar dacă ceilalți nu vor înțelege, chiar dacă soțul îți va spune, de exemplu, dar lasă-te, ce tot stai pe internetul, nu vezi că nu merg lucrurile. Ei, asta este motivul pentru care eu sunt aici în fața voastră. Este pentru că am văzut foarte clar cum pot să ajut această comunitate, cum pot să aduc, cum îi zice, aportul meu în această lume. Da? Și atunci te invit, dacă nu ai făcut această trecere spre mediul online, te invit să o faci. Chiar dacă nu intri în acest program, da? Chiar dacă să zicem că nu intri în acest program de business, te invit să o faci pentru că este efectiv simplu să-ți iei telefonul în mână și să te filmezi în fiecare zi. Este tot ce trebuie pentru început și după aceea tu decizi dacă îl pui pe rețelele de socializare sau nu, dar fă acest antrenament de fiecare dată, 30 de secunde, filmează-te și îți promit că într-o 2 săptămâni, o lună de zile, depinde și de tine, dar dacă te ții de antrenament, bineînțeles, o să vezi că o să ai o altă percepție despre tine. O să te vezi cu alți ochi pe tine și o să poți să duci lucrurile mai departe. Bun. La fel, cred că cea mai mare, cu ce m-am confruntat cel mai mult, având și 2 copii, este că mi-era cel mai greu era să-mi împart timpul, să am o afacere și să-mi împart timpul cu copiii mei. Deci ăsta cred că a fost momentul cel mai greu și schimbarea mea pe partea de online a survenit în urma unei discuții cu fetița mea care de Crăciun mă chema să îi citesc o carte și i-am zis că nu pot, mami, uite, mai am de terminat comenzile, bineînțeles, cum face fiecare dintre noi aproape de Crăciun. Eram cu ultimele, era nebunie totală la mine și atunci ea mi-a zis, știi ceva, mami, la anul eu vreau să plecăm undeva într-o vacanță pentru că vreau și eu să fii și tu fericită și eu. Și atunci mi s-a rupt inima pentru că eu făcusem business-ul ăsta ca să fiu mai aproape de copiii mei. Și mi-am dat seama că nu eram mai aproape de copiii mei pentru că nu știam să gestionez. Da? Și atunci a trebuit să învăț cum să gestionez totul în așa fel încât să am și timp pentru familia mea, să am și timp pentru afacerea mea și să fac ceea ce îmi doresc, să mă împlinească ceea ce fac. Da? Acum, bănuiesc că majoritatea dintre voi mă cunoașteți, dacă sunt aici oameni care încă nu mă cunosc, să iau întâi o gură de apă. Dacă sunt aici oameni care încă nu mă cunosc, bun, eu sunt antreprenor de 9 ani de zile, da? De exemplu, cu Bufaș Patiserie, eu l-am condus din bucătăria mea din Marea Britanie. Majoritatea dintre voi știți, eu de acolo am lucrat, acolo se poate lucra legal de acasă, acolo am realizat peste 5.000 de lire lunar, sunt coach de 2 ani și ceva de zile, sunt psihoterapeut la bază, am mentorat peste 300 de femei, am mentorat de fapt până acum peste 300 de femei, atât în Baking to Business cât și în Cofetari de Elită. Sunt în curs de certificare pe partea asta de life coach, deja mi-am luat diploma acolo și sunt certificat pe partea asta de intuiție și muncă cu energia, da, pe care vreau să le aduc mai departe în programele mele de business și în programele mele de dezvoltare personală. Cred că cea mai mare abilitate așa a mea și ce m-a pasionat cel mai mult este să mă dezvolt pe mine personal și am investit în asta de când eram mică. Mi-a plăcut întotdeauna să citesc foarte mult și să investesc pe partea asta de dezvoltare personală. Și de asta cred că nu m-am oprit și nu o să mă opresc niciodată, pentru că tot ceea ce am învățat după aceea am adus în programele mele, tocmai pentru a ajuta oamenii cât mai mult, a reuși să îi ajut pe ceilalți să treacă peste
frustrările lor, peste fricile lor, dar în același timp, bineînțeles, de a mă ajuta pe mine, în primul rând, pentru că dacă văd că e testată pe mine și văd că funcționează, după aceea o duc mai departe și în programele mele. Acum, de ce nu reușesc să am mai mulți clienți și să fac o afacere profitabilă? Asta cred că este întrebarea cea mai des adresată în momentul în care discut cu oamenii care vin în contact cu mine. Și să-ți spun de ce nu reușești este pentru că nimeni nu te-a învățat ce ai de făcut. Da? Și gândește-te un pic, câte noțiuni ai despre cum se face o afacere? Ce știi despre asta? Ce aplici în momentul ăsta în business-ul tău? Ce ți-e clar? Da? Ce anume verifici ca să poți să iei deciziile mai departe? Pentru că dacă nu știi nimic despre business-ul tău, normal că nu te-a învățat nimeni, nu-i vina ta. Dar acum e responsabilitatea ta. Da, și e nevoie să fii asumat că dacă îți dorești să faci o afacere, e nevoie să investești în chestia asta ca să poți să știi ce ai de făcut. Cum construiești o afacere? Din punctul meu de vedere, acest program te va duce să faci undeva, depinde și de nivelul tău, depinde și ce pui în aplicare, depinde de acțiunile pe care le faci, dar eu ce văd în programele mele este că te duce undeva între 500 și 5.000 de euro lunar. Poți, din punctul meu de vedere, să câștigi mai mult. V-am zis, pe aceeași metodă merg și eu și câștig mult mai mult de atâta, dar e nevoie să aplicați. Deci, la mine nu este vorba doar de teorie în aceste programe, sunt cu pași aplicabili, da, în business-ul tău. Pentru că degeaba știm și aud de foarte multe ori, Roxana, da, eu știu să fac, eu am mai auzit de treaba asta. Dar bine, ai auzit-o, dar ai aplicat-o în business-ul tău? Apoi nu. Păi dacă n-ai aplicat-o în business-ul tău, hai să vedem când o aplici ce facem, da? Pentru că asta e cel mai important, să aplici, pentru că o să vezi că este diferit în momentul când aplici lucrurile în afacerea ta. Acum, ce variante ai și ce regăsesc pe piață, da? E în felul următor. Te angajezi, în general oamenii sunt angajați la un job, ce am văzut eu, da? Care în general nu-ți face plăcere și poate cochetezi cu partea asta de cofetărie, da? Dar tratezi pasiunea asta ca pe un hobby. A doua variantă este... Te-ai apucat poate și faci cursuri de cofetărie, da? Ai început să faci poate un pic și spre vânzare și ce faci este că speri că va merge mai bine. Speri că mâine vei avea mai multe vânzări. Sper că la anul vei avea mai multe vânzări și așa mai departe. Și aici cred că intră categoria de oameni care, de exemplu, am mai avut în ultimul timp, au intrat anumiți oameni în programul Baking to Business care mi-au zis, Roxana, știi, te urmăresc de 2 ani de zile, de 3 ani de zile. Și ok, și cum ai evoluat în acea 3 ani de zile? Și n-am evoluat deloc, am rămas fix acolo unde m-ai lăsat. Și îmi pare rău că n-am intrat atunci. De ce se întâmplă chestia asta? Este pentru că ne bazăm pe teoria speranței, cum îi zic eu, da? Și avem impresia că dacă noi facem la fel lucrurile, poate va fi mai bine. Dar dacă ne-am putea detașa un pic de noi și ne-am uitat obiectiv la noi, da? Sau dacă ar fi altcineva și te-ai uitat la el și te-ai uitat, mă, gândește-te la copilul tău. Dacă el intră de fiecare dată și dă cu capul în aceeași ușă de fiecare dată și tu îi spui deschide ușa și el nu o deschide, iar el dă cu capul din noi, ai zice că e nebun. Da? Dar noi nu ne putem vedea pe noi că ne bazăm pe aceeași teorie, facem aceleași acțiuni, facem postările la fel, facem vânzarea la fel, facem produsele la fel, copiem aceleași lucruri de la ceilalți oameni și atunci, dacă tu faci lucrurile la fel și nu știi ce trebuie să schimbi în business-ul tău, ești fix ca acel nebun care speră că va fi mai bine, dar nu are pe ce să se bazeze concret pe ceva. Păi, a treia variantă, da? Te apuci și înveți cum să faci o afacere profitabilă. Aici văd că lumea începe să se mai deschidă din ce în ce mai mult, deși sunt destul de puțini care se deschid chiar și în partea asta, pentru că au impresia de cele mai multe ori că un alt produs de cofetărie o să-l salveze, un alt produs o să-l ajute să câștige mai mult, ceea ce nu este neapărat adevărat, s-ar putea să meargă o perioadă, nu zic că nu, dar după aceea te duci din nou la fund, pentru că va trebui să vii cu un alt produs de cofetărie ca să poți să faci asta și nu vei ști dacă într-adevăr oamenii îl vor cumpăra. Da? Și atunci, în momentul în care începi să înveți să faci o afacere de cofetărie, este că ai înțeles deja că tu ești responsabil de acea afacere. Că e în mâinile tale, da, dacă tu faci acea afacere profitabilă sau nu. Pentru că nu ține de nimeni. Nu ține nici de vreme, nu ține nici de autorități, nu ține nici de președinte, nu ține nici de soț, nici de familie, nu ține de nimeni până la urmă. Astea sunt doar niște scuze pe care ne le găsim de cele mai multe ori pentru că nu ne-am revendicat acea putere interioară.
Da, nu știm foarte clar, nu ne bazăm pe noi și în momentul în care nu ne bazăm pe noi, e foarte greu să luăm decizii în business-ul nostru și să facem lucrurile pe care ne le dorim. Apoi, patru, mai este varianta numărul patru, da, te apuci, de exemplu, ai trecut de stadiile astea în general, da, ești expert pe domeniul pe care l-ai, te-ai apucat de predat cursuri, da, ceea ce ai văzut la alți oameni care au reușit să facă chestia asta, da, faci cursuri, ateliere de cofetărie, produse digitale, la fel pe specializarea ta. Și atunci, din nou, poți să câștigi bani din treaba asta. Dar ca să poți să ajungi aici, e nevoie să treci prin etapele respective ca să poți să ajungi aici. Și atunci, ce e nevoie să știi este ce vrei, revenind din nou la prima întrebare pe care v-am adresat-o, de ce vrei să faci o afacere de cofetărie și unde te vezi, de exemplu, peste 5-10 ani de zile. Bun? Acum, hai să vedem un pic. Da, ce se întâmplă în momentul în care nu avem această educație în business? Păi, hai să știți și voi ce se întâmplă, cred că. În primul rând, oamenii care nu au educație în business se bazează, în primul rând, pe rețelele de socializare, da? Atât să învețe ceva, da? Cât și să, cum îi zice, să aducă clienți în business-ul lor. Nu au alte surse, da? Le e frică foarte mult să nu ieșuieze, de asta nu vor investi în general în ei, pentru că știu că nu au atât de multă încredere în ei că ei pot să facă business-ul respectiv. De fapt, niciodată, din ce am văzut eu, nu e vorba despre program, ci este vorba despre faptul că nu au încredere în ei, că ei poate să reușească. Nu sunt foarte clar cu ceea ce își doresc să facă în viață. Și atunci stau tot timpul în așteptarea asta și sunt oameni care am văzut stau ani de zile în această așteptare și auzim zicând chestii de genul, da, visez să fac acest lucru, dar n-au făcut nicio acțiune. Și dacă îi întreb de ce n-au făcut nicio acțiune, o să-i dea niște motive destul de banale din punctul meu de vedere, cum ar fi, dar nu știu cum să mă autorizez, dar nu știu ce, dar nu știu cum, da, la, 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 da. Și atunci astea nu sunt neapărat reale. De ce? Pentru că ca să văd cum mă autorizez, înseamnă să dau niște telefoane. Dacă n-am dat acele telefoane, ce înseamnă? Înseamnă că nu sunt destul de asumată ca să fac lucrul ăsta până în momentul ăsta. Dar nu mi-am asumat și nu m-am dus în direcția respectivă ca să fac niște acțiuni clare. Și atunci, bineînțeles că nu vor investi nici în educație de business, pentru că ei nu cred în interiorul lor, în adâncul lor, nu cred că pot să facă acest business. Apoi, ce se mai întâmplă când ai educație de business este că faci investiții fără rost. De exemplu, avem business-uri care ce fac este că nu merge spațiul ăsta, e prea mic, lasă că mai luăm un spațiu, bă, poate pe o dintre asta, ne bazăm pe pietonala asta că e mai bună și acolo vom face mai mult. Și după aceea pică toată afacerea în cap. De ce? Este pentru că dacă n-a mers business-ul respectiv, ei s-au bazat acolo doar pe pietonală și la fel n-au știut să se promoveze nici acolo și acum au două spații, da? Și asta bănuiesc că le știți. Apoi, rămâi blocată în muncă și îți vine să renunți. Adică ce ai făcut în loc, în momentul în care te gândești, de exemplu, majoritatea dintre noi ne gândim, hai să-mi fac o afacere. Și cum a zis cineva mai sus, vreau să-mi fac o afacere pentru că vreau efectiv să, cum îi zice, să am libertate, da? Vreau această afacere pentru că vreau să am independență financiară. Pe bun, dacă tu vrei libertate și te-ai gândit la business-ul tău în felul ăsta, gândește-te că dacă faci această afacere și nu ai nicio cunoștință de cum să conduci o afacere, da, cum să crești o afacere, din stadiul incipient, bineînțeles, rămâi blocată în muncă. Și, de fapt, ce ai făcut este că ți-ai creat, da, propriul loc de muncă cu cel mai rău șef din lume, pentru că, în general, noi suntem cel mai dur cu noi, da? Nu ne dăm prea mult spațiu. Mă uit la mine, de exemplu, în programul ăsta, am mai bine de o lună și ceva în care lucrez pe partea asta de online și am lucrat și câte 12-14 ore. Nu se întâmplă asta mereu, bineînțeles, dar am perioade în care se întâmplă lucrul ăsta, dar mă uit la mine că nu-mi dau pauze. De asta am făcut și în cofetărie, bineînțeles, da? Acum, nu știi cum să te promovezi, asta devine frustrant și ce o să faci? O să te mai uiți pe la nu știu cine, dar nu ți alegi niciodată un mentor, adică ai impresia că poți să mai furi tu niște chestii și fiind atât de multă informație pe piață, ce se întâmplă? Nu e vorba că nu merg lucrurile pe care ți le spun alții, e vorba că tu nu ai timp suficient să testezi o anumită strategie. Și în momentul în care tu schimbi prea des toate chestiile la tine în business, totul se dezmembrează. Și nu mai știi ce anume a mers, ce n-a mers, cum a folosit și așa mai departe, pentru că n-ai lăsat timp suficient să testezi o anumită strategie cap-coadă. De asta, de exemplu, eu personal și oamenii pe care îi cunosc, am crescut foarte bine cu ajutorul unui program, unui mentor, da? Am luat ceva cap-coadă pe care l-am pus în aplicare în afacerea mea și după aceea am hotărât dacă merge sau nu. Da? Poi,
Dai vina pe competiție, pe prețuri și așa mai departe. De foarte multe ori pe rețelele de socializare asta auzim, da, Roxana, competiția e mare, prețurile, de asta nu funcționează afacerea noastră. Îți spun foarte clar că nu este adevărată toată treaba asta, pentru că ce nu știi este să te diferențiezi de competiția ta. Competiția, da, este bună pentru că te ajută să te diferențiezi, dar trebuie să și știi ce să faci ca să ieși în evidență pe piață. Apoi alții investesc în reclame, da, care nu generează profit. De obicei mai facem acel boost post, cum îi zicem noi, care aia nu e reclamă, pentru că nu există targetare foarte clară. Și dacă nu știm să setăm reclame, nu avem cum să facem treaba asta, sau dacă nu avem venit suficient în afacerea noastră pe care să-l aducem pentru partea asta de reclame, atunci e foarte greu dacă nu lucrăm cu cineva pe domeniul respectiv. Bun. Mulți mai cred că dacă deschizi o afacere fizică vei câștiga mai mult, da, și aici iar ne pierdem în această problemă, pentru că n-ai cum să câștigi mai mult dintr-o afacere dacă tu nu ai noțiuni de afacere. Dacă nu, e nevoie întâi să investești în business-ul tău ca apoi să poți să câștigi. Bun. Și clasicele motive, da, eu nu fac produse faine, de asta nu vin oamenii către mine, da, mai am de învățat în momentul ăsta, diverse forme de amânare pe care le avem, nu am timp să fac asta, asta e una din cele mai întâlnite pe care eu aud, nu am timp să fac chestia asta și vreau să zic aici că nu e vorba de timp, toți avem 24 de ore într-o zi, dar ne uităm că unii parcă urcă mult mai rapid pe treptele respective, dar tot 24 de ore au. Ce fac ei diferit și ce am învățat și eu să fac în ultimii ani diferit este să prioritizez. Pentru că făceam foarte multe lucruri care nu mi-aduceau nimic, nici mie, nici vieții mele personale, nici afacerii mele, nici vieții mele de familie. Și atunci e nevoie să prioritizez și să las lucrurile în viața mea, cele care am nevoie, într-adevăr, care mă urcă mai sus. Pentru că dacă eu vreau să fac tot aceleași lucruri și nu vreau să renunț la nimic, dar vreau să mai adaug încă ceva peste asta, ghișe, se dărâmă totul. Dar e ca și cum ai pune acum unui brad de Crăciun, îi trântești acum un business în cap, așa, știi, un bloc de 10 etaje în cap și te aștepți că el să stea. Nu poate să stea. Și atunci e nevoie să clădești de la rădăcină ca tu să poți să urci etaj cu etaj, etaj cu etaj încet, dar în același timp să fii dispus să muncești în business-ul tău, dar nu să muncești neapărat muncă fizică, ca să zic așa, ci să muncești cu cap business-ul tău, tocmai pentru a nu te extenua în afacerea ta. Nu am bani să investesc, care la fel, din punctul meu de vedere, și o văd foarte clar, adică nu e doar al meu, era mai mult ori a punctul de vedere ăsta, nu am bani să investesc, dar în același timp avem bani să avem rate la bancă pentru telefoane, avem rate la bancă pentru, tot felul de device-uri pe care ni le dorim, pentru hobby-uri investim foarte mult, dar nu investim în educație în noi. Da? Și asta este, din nou, o problemă pentru foarte mare, pentru că dacă tu ai avea educație pe business, de exemplu, cât ai sta acum pe 2 ore pe rețelele de socializare, în loc să dai scroll, da? Că majoritatea asta facem, stăm 2, 3, 4 ore medie pe rețeaua de socializare să dăm scroll, ai învățat să faci bani în orele alea în care tu să-ți promovezi afacerea. Acum, ce ai de făcut ca tu să faci chestia asta, și asta este metoda Baking to Business, da, pe care cred că ați mai văzut-o, da, ați mai văzut lucrul ăsta. Ce facem în această metodă este că te luăm pas cu pas de la expertiza ta, asta trebuie să o ai tu, să vii cu expertiza ta, sau să o clădești în același timp cu acest program, dar la acest program voi aveți acces un an de zile. Și aici ce facem este că mergem pe avatarul de client ideal ca tu să înveți ce o să promovezi mai departe, pentru că din experiența mea degeaba pleci tu cu toate produsele la drum dacă nu știi ce anume vrei să rezolvi. Și în momentul în care afli ce provocări are clientul tău, care sunt durerile lui, care sunt emoțiile lui, ce aduci tu pe piață ca și aport, ca unicitatea ta, după aceea poți să stabilești meniul și o să vezi că o să tai foarte multe din meniul tău. Noi avem oameni care au și 6 produse în meniu și asta am mers și eu în business-ul meu. Au fost fix 6 produse în meniul meu, în compoziții diferite. Pentru că într-un business, mai ales când ești mic, până în 3-5 ani de zile, nu ai nevoie de o diversitate de produse. În niciun caz nu ai nevoie de diversitate de produse. Pentru că cu cât ai mai multe produse, cu atât îți este mai greu să le gestionezi. Da? Și cu cât ai mai multe produse, cu atât ești mai mult prins în câmpul muncii. Pe când, în momentul în care tu vrei să faci un business, 80% din timp ar trebui să-l ocupi cu creșterea afacerii tale, cu strategii, cu promovare, cu marketing, cu înțelegerea pieței, cu organizare, cu învățarea să vând produse, da?
și 20% să mă ocup de produsul în sine, de a efectua produsele în sine. Doar că problema pe piață este că, bănuiesc care știi care este, suntem invers. 80% suntem prinși în câmpul muncii și aș vrea să zic 20% suntem pe afacere, dar nu suntem nici măcar cei 20% pe a crește afacerea noastră, ci suntem în general doar în câmpul muncii. Nu e așa? Tu cum îți distribui timpul în business-ul tău? Este mai mult în a crește afacerea ta, de a gândi cum să crești afacerea ta? Sau este efectiv în efectuarea de produse? Pentru că dacă este mai mult în efectuarea de produse, de cofetărie, tu, felicitări, ți-ai creat un loc de muncă. Nu ți-ai creat o afacere, dar ți-ai creat un loc de muncă. Și aici, la fel, am intrat în aceeași capcană ani de zile, ca și tine, și știu ce înseamnă să fii acolo, și știu că nu vezi luminița de la capătul tunelului, pentru că nici eu nu o vedeam, dar crede-mă că există acea luminiță de la capătul tunelului, pentru doar că ce trebuie să faci este să schimbi mentalitatea și să gândești un pic diferit, să înveți să gândești un pic diferit și asta se învață. Da? După ce ai stabilit meniul în funcție de avatarul tău de client ideal, vine partea asta de branding personal, da? Adică de a învăța să fac marketing mai mult aici. Nu e vorba de promovare, e vorba de branding personal. Și aici, brandingul personal vine în primul rând să te cunoști pe tine, da? E nevoie să te cunoști pe tine, să înțelegi de ce faci tu business-ul ăsta. Ce-ți doresc să aduci ca și valoare clienților tăi, da? Și cum încorporezi tot business-ul ăsta în viața ta de zi cu zi. Și o să vezi, dacă te uiți un pic pe rețelele de socializare, o să vezi că sunt oameni care te atrag, care nu vorbesc poate doar despre produsele lor, da? Care vorbesc și despre viața lor personală, care vorbesc și despre hobby-urile lor și despre pasiunile lor și așa mai departe. Ei, ce se întâmplă este că să creezi un brand personal nu se face de pe zi pe alta. O să-ți ia luni de zile ca să faci chestia asta, dar e important să începi ca să înțelegi. De exemplu, eu am ani de zile de când construiesc lucrul ăsta și nu pot să zic că sunt expert în asta. Da? Sunt la un nivel mai sus decât voi, da? Mulți dintre voi poate sunteți mai la un nivel mai mult, mare decât mine. Dar eu cred că asta este o muncă tot timpul pe care o reglementez cu tine, la fel cum este partea asta de dezvoltare personală, dar la fel este și cu brandingul. Cu cât te cunoști mai bine pe tine, cu atât vei putea să faci un brand personal cât mai bun. După brandul personal vine partea asta de prețuri, adică vei învăța aici în acest program să faci prețurile corecte pentru afacerea ta și nu doar prețuri corecte pentru produse. Vei învăța să faci un rețetat, vei învăța să-ți faci un KPI pentru business-ul tău, adică să vezi și ce ți intră, ce ți iese în afacerea ta, care sunt cheltuielile, cum amortizezi acele instrumente de lucru pe care tu le-ai cumpărat pentru afacerea ta, spațiu, angajați și așa mai departe. Da? Ei, ce am făcut noi aici este că aici noi aducem aceste tabele pe care le-am folosit în afacerea noastră mai bine de, nu știu, 6 ani de zile, cred că, și pe care le-am îmbunătățit de fiecare dată în programele noastre de mentorat, pentru că am văzut nevoile lor și nu ce nu știau, în așa fel încât credem că acum chiar sunt perfecte, pentru că se autopopulează, sunt formulele acolo, sunt explicațiile de cum le puteți folosi și așa mai departe. Apoi ce facem? Este că învățăm un pic să ne organizăm. Și aici o să înveți un pic să faci un pic curățenie, atât în viața personală, cât și în viața de business, ca să putem să organizăm ce vorbeam mai devreme. Vei avea cursuri de vânzare, pentru că e foarte important să învățăm să vindem. Majoritatea o să zicem, dar ce, nu știm să vindem? Adică, na, am făcut o comandă, omul a dat comanda, eu îi dau comanda. Ei, vânzarea nu se întâmplă la modul ăsta și vânzarea nu se întâmplă nici la modul agresiv. Noi nu facem vânzări agresive, ci vânzarea se face prin conectare cu omul. Pentru că omul, când a venit la tine, dacă tu doar îi prezinti produsul și atâta și nu te-ai conectat cu el, ai pierdut foarte mult din acea vânzare și ai pierdut, în primul rând, nu că ai pierdut tu bani neapărat în afacerea ta, ai pierdut și asta, dar ce ai pierdut cel mai mult este să-i aduci omului cea mai bună soluție potrivită pentru el. Pentru că nu mai ai de unde să știi care e cea mai bună soluție pentru el până nu te conectezi cu el. Și aici ai un curs efectiv de vânzare care face chestia asta. Vei învăța să faci un plan editorial, da? Și partea asta să te promovezi în mediul online și sisteme și strategii. O să te arăt un pic, dacă toți suntem aici, pentru că aș vrea să vă arăt și cum arată în interiorul programului. Acesta este programul pe care o să puteți să-l faceți voi. Astea sunt modulele, după cum vedeți, totul este structurat, pas cu pas. Atât începutul de a lucra cu tine, aici este vorba despre structura afacerii tale. Înveți efectiv cum să construiești o afacere de la început, adică să te gândești la tot ce ai nevoie de la început, unde te situezi pe piață de la început, da?
cerite volumul, da? Pentru că degeaba eu îmi fac calculul, de exemplu, pe un tort, da? Pentru că tortul respectiv, dacă eu fac doar unul pe lună, eu ies în minus, de fapt. Da? Și atunci eu trebuie să fac calculul în funcție de volumul de vânzări pe care pot să-l am. Și atunci, volumul, la fel, ține de expertiza mea, da, ține de, cum îi zice, de cât aproximez eu și în momentul în care eu aproximez vânzările respective, mă mai face pe mine să fac ceva. Mă face să fac acțiuni necesare care să mă ajute să duc acele vânzări. Și dacă vezi, totul se leagă într-un ciclu ca tu să faci acțiunile necesare. Pe când noi ce facem greșit aici este că așteptăm oricât ar fi, să fie cât mai mult. Dar nu avem niște obiective foarte clare ca după aceea să mergem pe ramură în jos, să desfacem aceste obiective și să vedem ce acțiuni trebuie să facem ca să ne realizăm aceste obiective. Gândiți-vă că în viață fix așa se întâmplă, nu? Dacă eu vreau să ajung de aici, de unde sunt, să zicem până la București, păi am nevoie să știu ce trebuie să fac ca să ajung de aici acolo. Dar când e vorba de afacere, nu ne mai gândim așa. Și aici vorbeam de teoria aceea a speranței, care este una total ineficientă, dacă ați văzut până acum, da? Apoi, ce mai este? Identificarea de client ideal. Ce înseamnă asta? Avatar, poziționare, segmentare de piață, da? 100 de întrebări pentru avatarul de client, promisiuni de vânzare, postări, din nou, le aveți gata făcute de mine, 365 de postări care să vă ajute să faceți chestia asta. Încă mai lucrez, de fapt, la acest portofoliu de 365 de postări. Da? Apoi, cum ziceam și acolo, creezi un produs care să se vândă. Da? Cum creezi un produs premium? Ce e în calcul când faci meniul? Da? Formular de comandă. Câți dintre noi nu lucrăm un formular simplu și ne e foarte greu să facem asta? Se face foarte simplu într-un drive, putem să lucrăm un formular de comandă și să luăm comenzile astea. Cum preluăm corect o comandă? Astea sunt chestii foarte importante. Apoi vine toată partea de profit. Și aici aveți un modul întreg de ce înseamnă prețul pe produs, cum faci profit. Ai rețetarul pe care îl construiești și sunt tabelele care rămân toate la tine. Vei crea un rețetar care se auto. Se, după ce ai făcut asta, ai făcut-o o singură dată, s-a schimbat, de exemplu, prețul la unt, după aceea s-a schimbat tot în tabelul tău la toate rețetele posibile. Nu stai cu caietul în mână de fiecare dată să schimbi eu asta, să mai văd ce se întâmplă și așa mai departe. Și ai bugetul lunar al companiei, adică fix KPI-ul, chiar dacă n-ai compania, acum tot plătești gaz, tot plătești lumină, tot plătești apă, tot plătești mașina, poate dacă faci delivery și așa mai departe. Și atunci că va trebui să le aduci toate aici, pentru că de fapt acolo se formează prețul real al produsului tău și în funcție de volumul tău de comenzi pe care tu le faci. Da? Construiește brandul afacerii tale, ce vorbeam, promovarea mediul online din nou. Asta este un pas din nou foarte important aici și chiar începem cu partea asta de cum scap de frica de eșec. După cum vezi, totul este format video, atât scris, cu teme și așa mai departe. Vizibilitatea în mediul online, cum folosim AI-ul, ChatGPT-ul, da, care să ne ajute să facem postări. Asta nu înseamnă că vom folosi numai AI-ul, dar te ajută foarte mult, de exemplu, AI-ul să-ți dea idei. Și o să înveți aici cum să le folosești. Storytelling, pe rețelele de socializare, cum faci acele povestiri care să, efectiv, să îți ajute publicul să facă acel engagement cu tine, să cumpere de la tine, da? Plan editorial, idei de conținut, hook-uri, fotografie, Canva, care o folosim, dar sunt diverse instrumente pe care le folosim. De exemplu, Canva o folosim foarte mult pentru poze, pentru diverse postări care arată foarte proprii, da? Pentru că sunt foarte simplu de folosit aplicațiile astea, doar tragi de acolo, ai pus poza, ai schimbat textul și imediat ai o postare foarte profesională pentru rețeaua ta de socializare. Cum edităm în CapCut, da? Aplicația aceea care editează. La fel, ai baza acolo cum să faci toate lucrurile astea, cum să deschizi pagini și așa mai departe. Putem te iau de la zero ca să înțelegi, da? Vânzarea, da? Mindset, antrenează-ți mintea. Cum faci vânzarea? Cum închizi vânzarea? Sunt niște secțiuni foarte, foarte importante. De exemplu, eu am plătit peste 10.000 de euro doar ca să învăț partea de vânzare, să înțeleg cum să fac vânzarea în așa fel încât să nu simt că pun presiune pe om, să nu simt lucrurile astea și să fac o vânzare și încă învăț cum să fac asta. Dar de ce? Pentru că cel mai important, din punctul meu de vedere, ce te ajută să crești cel mai mult, nimic nu te ajută mai mult decât să înveți să faci vânzare. Pentru că vânzarea te învață relație cu oamenii. Vânzarea te învață cum să pui în lumină un anumit produs. Vânzarea te învață cum să, efectiv, cum să lucrezi cu clientul tău. Bun, văd că dintre voi sunteți care mă întrebați cum puteți să lucrați cu mine. O să vă rog să accesați linkul care vi-l lasă Alex în program și acolo este tot programul și ce facem, da?
Bun, hai să trecem un pic mai departe. Da, marketing, sisteme și proceduri, aici chiar am adus și lucrez încă la modulul ăsta, este pe partea asta de cum îți aduci angajați în business-ul tău, cum faci aceste angajări, când ar trebui să-ți aduci angajați, cum faci sisteme și proceduri din momentul în care nu ai angajați ca să simplifici afacerea ta. La fel ai partea de autorizații și partea de Excel pentru cei care, să zicem, nu știți deloc să folosiți Excel-ul. Noi am întâmpinat această problemă în programele noastre și chiar am adus un curs întreg de Excel. Nu te gândi acum că e foarte greu sau e ceva, este fix basic pentru că știi să scrii cifrele, știi să pui acolo, dacă faci pas cu pas, click cu click ce ți-am zis noi acolo, vei reuși, da? Ei, ăsta este programul. Dacă voi să puteți să-l vedeți și din varianta de cum arată în spate și unde o să puteți voi să ajungeți. Și acum stai să scot un pic programul ăsta și să mergem înapoi un pic pe partea asta de prezentare. E un program care îl puteți face singur în momentul acesta. Programul Baking to Business a fost lansat acum 2 zile pentru cei care au fost pe lista de așteptare. Mulți dintre voi v-ați înscris acolo, da? Cum ziceam, este un program de un an de zile. Ai văzut că este destul de mare, adică ia valoarea acestui program este undeva la 5.400 de euro, toată materia pe care o aveți voi acolo în ea. Adică ce înseamnă asta? Dacă vă uitați un pic pe rețelele de socializare, o să vedeți că doar un curs de branding în momentul ăsta costă de la 2.000 de euro în sus. Dacă vă uitați un pic, da, un curs complet efectiv de calculare a prețurilor și a profitului, dar v-am zis, nu este doar un curs în care este efectiv o înregistrare în care vă explic cum se face cursul, prețul și atâta, ci este un curs în care aveți toate tabelele la care noi am lucrat ani de zile. Da? Doar valoarea acelor tabele este peste 1.500 de euro din punctul nostru de vedere și a celor care au lucrat cu noi. Zilele trecute discutam cu cineva care are o contabilă și a zis că cum face să le aibă și ea în business-ul ei. Da? Pentru că asta de fapt îți asigură baza. Curs de promovare în mediul online și offline este măcar 700 de euro pe piață în momentul ăsta. Dar un curs de vânzări în acest moment este efectiv valoare de măcar 800 de euro, un curs care se face fără mentorat. Da? Tot ce înseamnă partea aceea de structurare, de organizare în afaceri pentru cofetari, la fel costă undeva la peste 900 de euro. Tot ce înseamnă exemple de rețetari, sisteme de lucruri, sunt măcar în valoare de 500 de euro. Și autorizații, ce am mai pus noi acolo, bonusuri și așa mai departe, nici nu le mai spunem, da? Ei, valoarea totală pentru acest program este efectiv de 5.400 de euro. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe buton și să te înregistrezi în program. Vei putea chiar să-l plătești în rate și să vezi că ai și acolo varianta de rate dacă îți dorești să faci treaba asta. Pentru că de mâine va crește și va fi până la sfârșitul lunii noiembrie 790 de euro, iar după aceea va fi 950 de euro acest program. Așa că îmi doresc foarte mult să ajungă programul acesta la comunitatea mea, la cei care într-adevăr au nevoie de acest program, pentru că știu ce valoare vă poate aduce în viața voastră și de câți bani vă poate scuti în business-ul vostru și vă poate aduce în afacerea voastră acest program. Bun, asta a fost prezentarea mea și asta este proiectul pe care sper să vă alăturați cât mai mult, sper să vedeți oportunitatea pe care vă este adresată astăzi. Și m-aș bucura să vă văd pe cât mai mulți dintre voi alături de noi în acest proiect.